Pe vremea lui Ceaușescu, la noi a fost un comunism mult mai blând decât ce am cunoscut eu în adolescență, era stalinismul. Românii confundă și acum ceaușismul cu stalinismul. Și asta nu le pot scoate din cap, că în stalinism nu se putea face nimic. Că te trezeai luat de pe stradă, fără să știi, fără să fi făcut ceva, aruncat în închisoare și mureai acolo. Mureai cum au murit episcopii greco-catolici sau Gheorghe Brăteanu, istoricul. A fost cumplit. Atunci a dispărut curajul la români, dar generația aceea era mult mai de români care a trăit în stalinism, era mai demnă decât cea care a urmat în regimul mai blând al lui Ceaușescu. Eu în 49, aveam 19 ani, în 49, dar în 48, biserica noastră greco-catolică a fost desființată. Și eu n-am trecut la ortodoxi, am fost luată în vizorul lor și primul meu dosar la securitate l-am regăsit la CNSAS, spre marea mea uimire că o fetiță de 19 ani se face dosar cu fotografie luată și știu eu ce. Și așa a intrat o frică atunci în mine, încât eu m-am retras în copilia mea și n-am îndrăznit să fac nimic. Deci am trecut prin spaima tuturor românilor. Am trecut prin toate defectele românilor. Și la un moment dat, sigur după o vizită în Franța, când am văzut că francezii socialiști și-au păstrat libertatea față de De Gaulle, nu că le-aș împărtăși ideile, dar faptul că ei nu se temeau în gura mare, pe stradă, să strige invective la adresa conducătorului statului, care și azi îl admir pe Charles de Gaulle. Eu am admirație față de el. Că au îndrăzneau să cârcotească, mi-a trezit cumva conștiința de cetățean. Păi noi, cum trăim noi? Fie trăim ca să ne facem o mașină, o casă, o nu știu ce, fie că ne purtăm slugarnici față de regim și proferăm lucruri în care noi nu credem și nu îndrăznim să spunem ce credem. Și m-a cuprins o rușine nemaipomenită. Noi trăim ca viermi. Și viermi eram. Și mi-am zis, prin 75, că eu, Doina Forna, nu mai vreau să fiu vierme. Și mi-au trebuit aproape 10 ani ca să lupt, să mă autoeduc, să scap de condiția mea de vierme. Vierme interior, vierme spiritual, că un act mărunt ne schimbă. Nu e atât de greu de făcut, dar ne schimbă pe noi în interior. Ne face, dacă suntem lași și fricoși, ne face să prindem puțin curaj, sau demnitate. Să vă dau niște exemple de acte mărunte. Am protestat, erau proteste nu politice, pur cetățenești. Cade un cald pentru că nu e parapet din cauza edililor. Eu am protestat, lumea a fugit, ca de cei care se uitau de pe pod, la cal, la căruță, la căruța. Când am apărut eu, hai să adunăm niște semnături, să trimitem la responsabilii, la primar, nu era primar, atunci secretarul de partid. Nu, s-a făcut vid în jurul meu. Așa eram de laș. Un astfel de exemplu a fost un parastas. Moare Mircea Eliade în
86, și atunci m-am hotărât să organizăm niște doamne. Un parastas trec peste prima parte cu refuzuri la Marea Catedrală din centru ortodoxă. Aici, la Bisericuța Ortodoxă, mi s-a promis că mi se va da un răspuns, da sau nu se poate, nu se poate, după câte două zile. Răspunsul a fost afirmativ, adică se poate face parastasul. Prima doamnă mai în vârstă care dă să intre în biserică îi spun, va fi un parastas Mircea Eliade, dacă doriți alții. Dar cine e ăla? Toată biserica a rămas. Cei care erau enoriașii, erau profesori universitari de la chimie, medicină, știu eu, de la alte, nu de la invitații mei, da. Nici unul. În afară de domnul Marino, nimeni n-a venit din cei 31 de invitați. A vorbit atât de frumos părintele Damian. Între altele, și pe asta a accentuat, toată cuvântarea era axată pe ideea asta, Mircea Eliade, care ar face cinste tuturor popoarelor europene și de pe alte continente cultivate, numai la noi în țară nu este tradus, nu este, că opera științifică n-a fost tradus, numai cea beletristică, la ora aceea, în 86, încă nu era tradusă opera științifică. Și e o rușine ca noi să nu ne cinstim oamenii mari, în loc să fim mândri de ei și să-i popularizăm. Și părintele plângea când spunea acestea, când l-am văzut și noi plângând, îi curceau lacrimile așa prin barbă. Toată biserica a început să plângă. Toată biserica. S-a creat așa un moment de mare emoție. Eu mă gândesc și acum, dacă românii și în mod special intelectualii români și-ar fi făcut datoria față de acest popor, uite, care a venit, unii au rămas pentru colibă acolo, unii au rămas, da? Dacă și-ar fi făcut datoria, dar trezi spiritual. Noi unde am fi astăzi? Unde am fi fost în 89? Unde am fi astăzi? Ne tot tânguim, vai, noi nu avem un Havel, n-am avut un Havel. Avem o legătură cu Havel, se face prin riscuri și prin o muncă comună. Bun, asumată de toți. Asumată de toți. Eu tocmai asta vreau să vă întreb, dacă credeți că acum, după 20 de ani de la Revoluție, am depășit momentul ăsta de frică. Noi nu suntem pietre și perioadele istorice nu sunt repetabile în mod identic. Deci, perioada Ceaușescu a fost una, un unicat în istoria noastră. Perioada, știu eu, Revoluției, alt unicat. Dar toate au ceva comun, esența noastră umană. Și asta noi nu ne apărăm. Pentru asta noi, ca să îmbunătățim, să aducem, să ne străduim în fiecare zi, să aducem un spor de... Pe vremea lui Ceaușescu trebuie adus un spor de curaj. Acum un spor de cinste. Am avut studenți care au semnat texte de-ale mele, căsătorii și cu copii mici, că terminaseră filologia. Am avut studenți care m-au ajutat, au răspândit cărțile lui Mircea Eliade, am tradus câteva în Samizdată și altele de filosofie. Și mai țineți legătura cu ei? Dar cum să...
să nu mă vizitează. Dacă vreți, vă arăt la sfârșit câteva fotografii. Ei au păstrat o legătură spirituală cu mine și eu sunt foarte fericită. Ei sunt copiii mei spirituali. Disidența nu o faci singur niciodată. Nu poți să faci singur disidență. Soții Sâmpălean, Gina și Dan Sâmpălean au semnat texte, erau căsătoriți, aveau 4 copii mici de crescut, erau profesori de franceză la Blaj și și-au învins frica pentru că erau convinși că textele acelea spun adevărul și adevărul cine îl ține pentru el e păcătos, face un mare păcat. Categoric. Familia mea, care a fost mereu alături de mine, copiii mei, Tintin, mi-a răspândit samizdate, a fabricat samizdate, le ducea la Xerox, cu asta a fost chinuit la securitate, cine ți-a tras, cine a tras la Xerox. Nu puteau, n-avea voie să-și denunțe prietenii, n-a făcut-o, dar a fost tocat așa, mărunt. Mă mai vizitau ambasador ca să mă protejeze. Eu spun celor care au tot răspândit zvonul că aia a fost ușor că se bucura de protecția Olandei, a Franței. Zic, trebuie să știi să-ți faci și prieteni. Ei nu stăteau tot timpul cu mine, așa că profita securitatea să mă mai bată, zdravă. Și e meritul celui care luptă să-și găsească mijloace ca să pătimească cât mai puțin și să fie eficient. Și de altfel voi ați avut protecția Moscovei, ambasadei, de eu mă refer la domnul Grucan, da. În primul rând, așa și Iliescu. Nu? Și ei au fost protejați. Normal. Dacă au fost eficient protejați sau nu, asta îi privește. Fiica mea, căreia îi comunicam periodic ce mi se întâmplă nouă aici, și a sculat munții ca să ne scoată din închisoare, că noi am fost închiși. Am fost arestați 5 săptămâni, soțul meu nu știa unde suntem, la București, la securitate, la Rahova sau aici. 87, da, atunci am fost, după Brașov, imediat da. Am pus manifeste. Da. Fica mea transmitea presei ziariștilor francezi sau englezi sau ce-or fi fost, ce ni se întâmplă nouă și cât e de nedrept. Eu am avut presa occidentală de partea mea, eram foarte cunoscută. Nici nu vă puteți închipui cât eram de cunoscută. Asta ce se întâmplă... E o tragedie pe care o trăim noi în România, că toate valorile ajung să fie cunoscute acolo și aici ai de multe ori sentimentul că efectiv aceste personalități sunt demontate. Și acolo se mai întâmplă.